Păi și să murim noi? Poate ați fost în concediu, domnul doctor. Avem nevoie de tratament, de partire. Au așteptat ca să termin programul și după program au venit să mă controleze. Noi suntem stăpâni aici, noi și ne-au făcut reclamații. Deci eu m-am trezit în situația asta, fără nicio explicație. La primărie sunt două mafii. Să aleagă de popa și de doctor. Cine a făcut reclamația la doctor? Primarul, cât îți trebuie primarul? Eu am primit sesizări de la, cred că 80 de pacienți de aici. Dar 3200 de pacienți care rămân peste noapte fără medic înseamnă o crimă. Noi suntem anima noi. Aveam dreptul să reduc programul de lucru cu două ore. Oamenii ăștia sunt fără rețete. Dar ei n-au ținut cont de lucrul acesta. Toți mai merem la doctor. Unde ți-i biletul, Dimitri? Oprim rețetele la dosat-o oamenilor? Tu nu mai ai niciun fel de asigurare că am eu un, o treabă cu medicul. Un conflict cu medicul. Am 6 luni de când nu opera. Fiecare instituție nu se poate baga una peste alta. Cumva e un mod de a opera primarilor. Nu vrem alt doctor. Bună ziua, doamne, bună ziua, domnilor. Localitatea, locația, știi? Numele, insignă, legitimația și tot. Locația Păltinoasa. El autorul principal, îl vedem. El e Azurică. Azurică, treci banii aici. Treci, codiță, vină încoace, ridică, te calcă ăștia în picioare. Suntem la Păltinoasa, dragilor, lângă drumul european. Ăla e drumul european, drumul morții. A este sediul poliției undeva acolo unde vezi două steaguri. Aici e cabinetul medical, dispensar medical uman Păltinoasă. Dispensar medical uman. Am primit ieri după amiază un mesaj de la domnul Emanuel Ungurean, care este vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, care zice că astăzi la ora 10 va fi un protest la care vor participa zeci de locuitori ai comunei Păltinoasă nemulțumiți că au rămas fără medic de familie în urma rezilierii contractului dintre Casa Județeană de Asigurări de Suceava și un medic care are 3200 de pacienți. Doamna Daniela, e 10 și 5 minute, eu zic să mergem la protest, nu? Ce? Nu se vede, nu? Dar este 10 și 5 minute. Este 10 și 5 minute? Este 10 și 5 minute. Hai cu curaj, hai să traversăm, să mergem și noi la protest, ne alăturăm protestului. Nu știu despre ce este vorba, dar e interesant că au lăsat 3200 de pacienți fără medic de familie. Dispensar avem? Avem. Hai. Eu cu curaj, doamna Daniela. Mergem. Auzi, ăsta e domnul deputat? Ce știi tu? Ăsta te sfii, nu? Așa? Domnul Grean? El e. Hai că a venit și domnul deputat la protest. Că este chiar așa, stăm așa, fără să protestăm. E și conferință de presă astăzi. Deci să rămână, bună ziua. A? Nu vrea? Nu vrea. Bună ziua. Bună ziua. Protestăm azi sau nu protestăm? Protestăm cam cât? Cam puțin. Cam puțin, domnule, ajută. Dar ce s-a întâmplat? E problema că eu s-a operat de inimă și am 3 săptămâni de când îmblu pareție, am fost la Târgu Mureș fără trimite. Eu cu inima două infarcturi. Din cauza. Din cauza că noi suntem anima noi. Nu. S-a băgat primăria, că nu știu și... Da. Primarul, e tot ce trebuie primarul. Păi de ce trebuie primarul? Vrea să pui, nu știu, pișinii primarului care e pe ilii și ce trebuie. Da, dar ce trebuie are medicul cu primarul, mă iertare? Nu are nicio treabă chestia asta. Nu se poate. Îți reclamați, dar cine a făcut reclamația? Fiecare instituție nu se poate baga una peste alta. Primarul nu se poate cine a făcut reclamația la doctor? Nu știu. Pentru că noi aici avem 5 noi știm mai bine. În fiecare zi, domnul doctor, stați de vorbă cu oamenii. Și în capul codrului îl găsim. Și dacă nu îl găsim la gardă, vrea să ne aducă una care e privată? Oamenii trebuie să moară, dacă nu ia două zile, moare. Și dau la cedul judecată, pe toți de foarte 37 de ani l-aveam aici în sat. Da, nu? Pe domnul... Domnul Lihoi. 37 de ani are la noi, domnul aici, adică ne-l avem pe dânsul aici. S-au găsit, îl înschimbi. S-au ajutat oamenii la spital și acolo, i-au ajutat, îți de telefon. Nu avem nimica cu el. Nu dacă rețin, dar să putem merge să luăm tratamentul. Da, corect. Am două săptămâni, am luat să-l ales două infarcte. Bună ziua, domnul doctor. Vreți să vă întâlniți? Păi dai mai fain. Ce ați pățit? E mai fain afară ca... Domnule, dar de la Casa de Sănătate nu participe nimeni și la noi? Păi... Domnul doctor, suntem afară? La Casa de Sănătate nu vine nimeni și la noi? Să vină afară cei care stă... Da, că înăuntru e ecou. Da, da. Păi și cum i-au, domnul deputat, cum au reușit să facă treaba asta? Eu am primit sesizări de la, cred că 80 de pacienți de aici. Niciodată nu mi s-a mai întâmplat, decât sunt deputat de 7 ani, să primesc atât de multe sesizări că un medic e bun, își face treaba și casa județeană reziliază contractul. S-a mai întâmplat un eveniment asemănător în comuna Buzău la Merei, de unde sunt eu deputat acum,
cumva e un mod de a opera primarilor. Aici n-am informații dacă domnul primar e implicat, dar la Merei așa a fost. Adică primarul preferă la un moment dat un alt medic de familie și se înțelege cu casa să-l scoată pe cel care este... Cum asta e, cum înțeleg cu dumneavoastră, ne vedem la 10, ne vedem la 11? Cam așa se face. Așa după cum vedeți, oamenii sunt mulțumiți de medicul de aici. Eu am venit să discut cu oamenii, pentru că eu nu pot interveni într-un litigiu între un medic și casa. Eu nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar 3200 de pacienți care rămân peste noapte fără medic înseamnă o crimă. Deci asta vreau ca să înțelegeți că dincolo de, nu știu, repet ce zice casa, ce zice medicul, pe mine mă interesează să întreb pe oameni un lucru foarte clar și întreb de față cu dumneavoastră că mă întâlnesc pentru prima dată cu ei. Casa județeană Suceava v-a informat că nu mai are contract cu medicul? Nu, informa asta este gravitate extremă. Deci de la... Deci, nu mai pot oamenii aceștia să aibă rețete pentru bolile cronice. Deci ca să înțelegeți, casa județeană, dacă are un conflict cu medic de familie, trebuie să notifice asigurații. Da, că e o problemă și că... Și că trebuie să meargă la un alt medic pe perioada în care are un conflict cu... un anumit medic. Nici nu mă interesează care e natura conflictului. Pe mine mă interesează că oamenii aceștia în vârstă, cu boli cronice, uitați-vă cât sunt. Sunt dar haideți un pic mai afară. Știu că e soare. Uleu. Da, eu am zis că oamenii ăștia sunt fără rețete. Deci, eu am fost la Târgu Mureș fără bilet de trimitere. Și mi-a zis doctorul Căpâl Naradu, din Târgu Mureș, mi-a zis, unde ți-i biletul de trimitere? Vrea să dea ei, zic, pe doctorul nostru de familie afară și n-am de unde să-l iau. Operat de inimă. Nu vrea să știți că l-a dat afară deja. De ce zi le-ai afară? De atât aia am bătrânicul el aici. Haideți, domnul doctor. Ne lămuriți cu noi. Domnul doctor, ne susține. Omul și asistențele, cum urmăresc cu noi, ne trebuie. Trimit. Am avut ocazia să mă duc la urgență. N-am știut. Și când am intrat acolo, au venit copiii mei de la serviciu și m-au găsit. Am făcut o intoxicație. Și m-au dus la urgență. Și când am ajuns la urgență, m-am intrat acolo. Mă uit, îl zăresc pe domnul doctor. Domnul doctor direct a venit la mine și m-a cunoscut că sunt pacienta dumnealui. Și a întrebat ce s-a întâmplat. I-am explicat. Stați un pic să vedem urgențele. Imediat am fost pusă în perfuzie, am fost pusă pe pat. Mâine dimineață veniți la circ să vedem situația cum vă prezentați. Și am venit, m-au servit de 30 de ani, sunt pacienta dumnealui. Și eu tot așa am bătrânit, unde mă merem la alți doctori, unde merem? O, poate vine aici. Domnul doctor, explicați-ne, de ce s-a ajuns la momentul ăsta? Care haideți, domnul doctor, că vreau să vă cunosc și eu. Bună ziua. Emanuel Ungureanu, deputat. Cui Florin, mulțumesc. Ce s-a întâmplat? De ce e situația asta? Ciudat, nu știu, că... Ar trebui să explice alții. Deci eu m-am trezit în situația asta. Deci pe data de 3 august am primit o notificare de la Casa de Asigurări pe mail, da, în care spune că se reziliază contractul cu Casa de Asigurări. Așa că vor ei, nu există niște condiții? Fără nicio explicație. Deci asta a fost mersul lucrurilor. Apoi m-am dus la casă, da, săptămâna următoare. Și am cerut explicații. Zice că a fost 3 zile la rând și m-a controlat și nu m-a găsit. Aici la cabinet. Da, dar când a fost? După program. Au așteptat ca să termin programul și după program au venit să mă controleze, fără să mă anunțe, fără nimic. Bun. În zilele respective, 24, 25, 26, a fost caniculă. Și conform legii în vigoare, 99/2000, și conform codului muncii, aveam dreptul să reduc programul de lucru cu 2 ore. Și acest lucru am făcut. Am notificat și Casa de Asigurări ulterior, dar ei n-au ținut cont de lucrul acesta. Și cum s-au derulat evenimentele, eu consider că este un abuz din partea Casei de Asigurări, pentru că eu n-am primit... Atunci când am primit notificarea, procesul verbal al corpului de control, deci constatările care au fost făcute, în urma demersului pe care l-am făcut la Casa de Asigurări, mi s-a pus la dispoziție
procesul verbal și am fost obligat să-l semnez acolo, zice semnați cu data de anterioară. Și n-am vrut lucrul ăsta. Zic, eu vreau să citesc ceea ce semnez. Și n-am vrut. Și am plecat. Și am verificat la corpul juridic să vedem dacă este normal ceea ce au făcut și zice că nu este normal. Și mai sunt multe alte nereguli care au fost făcute. Este semnătura, nu știu dacă e normal, dar nu vreau să intru în detalii, pentru că organele în drept ar trebui să verifice dacă toate actele care au fost emise sunt corecte. Aveți suspiciuni și cu privire la legalitatea actelor care au fost emise, pentru că atunci când am mers cu notificarea să verific dacă este corectă, de la juridic mi s-a spus că n-au semnat, a fost în concediu. Și figurează semnătura. Și de făcut în momentul de față? Păi nu știu, pacienții ar trebui să facă scandal, pentru că sunt... Să-mi iese, pe domnul doctor. Să-mi drumul la casa de asigurări. Până ați auzit că nu e aici, e reclamă. Sunt potit la CSE. De ce să murim noi? De proști? Noi am medic de familie, nu vrem. Că am înțeles că vrea să fie doamna doctor Alegru. Da, da, are niște afeșuri, doamna de... Dar domnul doctor nu știe în fiecare parte și eu nu știu ce să pitești. Soțul meu e operat de 5 ori de pancreatită. Știi toată lumea din sat. Asta e bătaie de joc, nu? Eu vin la orice ori, spun, domn doctor, am nevoie asta, și eu-s bolnav și eu am rețetă. Dacă nu-l găsim în paltinoasă, îl găsim în capul codului. Normal. Dacă vine alt medic, nu știe pe noi, domnul doctor, definitiv e aici. Pentru și să fii doamna Alecu, care are privat, să ne iei bani. Două, avem nevoie de tratament, de pastire. Noi suntem stăpâni aici, nu și nu am făcut reclamații. Am făcut contestații la raportul de control. Așa. Și mi s-a respins. Nu mi-au trimis rezultatul, am fost eu la casă să întreb ce s-a întâmplat. Și după ce am făcut scandal acolo, mi-au trimis iarăși notificare în e-mail la că au respins contestația la raportul de control. Și doamna doctor, care este medicul șef al casei de asigurări, zice: "Poate ați fost în concediu, domnul doctor." Și nu știm noi despre. Adică eu nu știu dacă am fost sau nu. Deci am prezentat toate actele necesare, inclusiv asta în zilele respective, consultațiile care au fost și casa de asigurări are asemenea, n-au ținut cont. Zice în zilele în care vă acuză că nu erați fost la program, am înțeles. Deci ei se prelevează de un aspect din contract, dar ei n-au respectat deloc prevederile contractului. Deci la prima abatere se spune că este un raport scris. Da? O avertizare scrisă. N-a fost așa ceva. La a doua, nu știu ce, 10%. A treia, dacă lipsești nemotivat 3 zile la rând, se reziliază contractul. Dar eu n-am făcut acest lucru. Am înțeles. Deci, este un abuz. Eu nu bănuiesc nimic. Eu nu bănuiesc nimic. Bănuiala numai din primărie. Da. Numai din primărie ni scoate. Că la primărie sunt două mafii. Să leagă de popa și de doctor, aici în Păltinoasă. La popa eu spar gardul, pentru 20 cm. Gard de suci, de euro. Și la doctor, acum îl dă pe domnul doctor afară, că trebuie să aducă pe Alecu, care e privat. Nu avem doctor, nu vrem alt medic. Nu vrem alt doctor. Noi vrem pe domnul din voi. Dar nu? În general așa este. Și nu-ți veniți toți pacienții, că sunt bolnavi. Nu cu bani ne dă, nu cu bani ca la Alecu. Și dacă mergi în concediu, ne anunță. Și când venim după rețetă, ne dă pe 2 luni. Luați și luna asta și luna viitoare, vă dau rețetă, că eu plec în concediu. Nu pleacă și ne-i las fără pastile. Amustăm de o lună și mereu și luăm 2 pastile, 3 pastile. Noi trebuie să murim, nu? De ce să murim noi? De prostia altuia? Așa e guvernul ăsta nostru. Capașii răi foarte ușor. Eu n-am treabă nici cu primăria, dar n-ar trebui să bagi între doctor și popor. A trebuit să dăm în judecată la cedul primăria. Primăria se bagi drumul lor. Să vedem care e vinovat. Dacă a avut o problemă cu domnul doctor personală, trebuie să o rezolvi fiecare. Nu prin intermediul proștilor, oprim rețetele la dosata oamenilor. Dar cum ne consideri? Proști, nu? Dacă vii, nu, n-ați merg cu joi, că te zola uși, nu, mă duc fără pastile, mă duc și le cumpăr cu banii jos, tăia pe corp deschis.
Da, am 6 luni de când nu opera. Poate ce face ceva? Da. Simțiți că puteți ajuta cu ceva? Păi eu am trimis de când am fost sesizat de către oamenii de aici, cam de 7 zile, am trimis o sesizare oficială către prim-ministrul României, care are în subordine Casa Națională de Asigurări. Am trimis un control la Casa Județeană Suceava. Motivul este acesta pe care îl vedeți astăzi. Din 3 august și până astăzi, sunt peste 3.000 de cetățeni din comuna Păltinoasa și satul Capul Codurei, pentru că sunt 2 cabinete pe care le gestiona domnul doctor Florin Tilihoi, care nu știu la această oră, unii nu știu, deci unii când m-am deplasat către Suceava mi-au spus: știți că și eu sunt pacient la domnul doctor, eu nu știu că am rămas fără medic. De familie, deci dacă dumneavoastră ar trebui să mergeți la Cluj sau în altă parte cu bilet de trimitere, la Institutul Inimii sau în altă parte, sau la Suceava, efectiv nu are cine să vă emită un asemenea document. Casa județeană, în mod normal, trebuia să notifice fiecare asigurat, pentru că oamenii aceștia au muncit o viață, au contribuit la casa de asigurări și, în mod normal, casa gestionează banii lor. Corect. Deci nu poate cineva să spună: de mâine tu nu mai ai niciun fel de asigurare, cam eu un conflict cu medicul. Ei trebuie să-și rezolve în instanță conflictul, este cumva treaba lor. Treaba mea ca deputat și membru în Comisia de Sănătate este să mă asigur că cetățenii din țara asta nu rămân neasigurați pentru că se ceartă primarul cu popa și cu doctorul și cu nu știu cine, sau cu casa. Deci pe mine mă interesează că la această oră statul român, prin Casa Județeană Suceava, a lăsat fără medic 3200 de oameni. Nu 70, nu 30, 3500. Este o catastrofă. Pur și simplu este o catastrofă și asta arată disprețul pe care l-are statul față de cetățean, pentru că, repet, Casa Județeană Suceava nu gestionează fondurile proprii, ci fondurile contribuabililor din Suceava, inclusiv a tatălui meu, a mamei mele, care este din Suceava, din zonă. Deci pentru mine este a doua situație timp de un an. Una a fost la Buzău, în comuna Merei, este a doua care se întâmplă aici. Deci dacă se întâmplă la Buzău și se întâmplă la Suceava, se întâmplă cu certitudine în multe alte locuri din țară. Primarul, ca regulă, nu zic, nu am date că este aici, dar ca regulă, mi-a spus mai mulți de la casele de asigurări din țară, când vrea să se scape de un medic și să bage un privat, trimit control după program 3 zile consecutiv, reziliază contractul, asigurații rămân. Vă rog frumos, sunteți aici, nu știu, 10, 15, 20, nu știu, vreo 30 de oameni. Cineva a primit de la Casa Județeană Suceava în plic informare că nu mai aveți medic? Nu. Niciunul. Măcar pe telefon dacă trimite. Unu. Dar nici măcar unul. Nu. Da. Nu mai e nimic de zis aici. Ce veți face mai departe? Mai departe plec astăzi la Casa Județeană din Suceava ca să mă interesez cine a comis acest abuz și ce măsuri se vor lua ca acești oameni să aibă medic. Ca să nu mai spun că este un abuz și față de medic. Pentru că totuși după 30 și ceva de ani de muncă, să iei peste noapte și să-l anunți pe mail pe un medic cu care a avut contract și care a îngrijit 3.000 de oameni aici, ani de zile să-i spui prin mail de mâine nu mai ești medic, este și asta o nerușinare, nu doar un abuz. Este o nerușinare fără margini. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Eu n-am venit odată, domnul prefector, cum sunteți. N-am venit odată, ca să nu-l găsesc cu domnul doctor aici, sunt de o rețetă. O doamnă asistentă era și tot din Irbela. Nu am venit odată. Am vreo 3 ani de când sunt bolnav și frecventez la domnul doctor. Niciodată. Misiunile care se spun 3 zile în continuare să nu-l găsească aici, nu e adevărat.
deși nu au venit de la casa de asigurări aici în fața noastră. Păi ar trebui ca să-i chemați. Eu asta o să răspund, să vină ca să răspundă în fața dumneavoastră care sunt motivele pentru care l-au dat afară. Asta ar trebui ca să întâmple. Succes cu vă. Eu merg la casa jurului. Noi mulțumim frumos. Ca să câștig timp și apoi o să mă întorc aici, o să-l anunț pe domnul doctor, ce spune casa, pentru că eu încă nu știu. Eu am făcut un scris către premier, pentru că domnul Ciolacu se ocupă de Casa Națională și am cerut să vină control la Suceava ca să poată să vă redea dreptul la sănătate, pentru că acum s-a luat în mod abuziv. Asta vă spun. Îți place ce se întâmplă aici, Daniela? Frumos, nu? Să stai două săptămâni fără un bilet de trimite, fără o rețetă. Eu știu ce înseamnă lucrul ăsta, dragilor. Știu ce înseamnă, pentru că am și eu un tată care are probleme, lună de lună trebuie medicamente, n-ai ce faci. Aici e bătaie de joc și sper să se rezolve cât de curând. Un share, un like, face foarte mult pentru oamenii ăștia, face foarte mult ca suport pentru domnul doctor. Sper să se facă lumina, să vină cei de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, să spune rușine domnul doctor, a făcut numai abuzuri, a făcut nu știu ce, dar tare mie că oamenii au dreptate. Știi, când au dreptate, au dreptate. Frumos aici la Păltinoasă. Ce să vă zic? Să nu aveți parte de așa ceva în veci bună. Susi.